poate să jucăm fotbal împreună? A întrebat micul Andrei, visând să se alăture băieților mai mari. Pentru a alerga cu mingea pe stadion și a se simți ca parte a echipei. Hei băiețelule, te-ai uitat la tine. Unde să te luăm noi? A reacționat brusc Nicolae, observând vârsta băiatului. Păi eu tot vreau să joc, a răspuns Andrei. Cu greu reținându-și lacrimile de dezamăgire. Îmi pare rău, dar ești încă prea mic. Noi vrem să câștigăm. Așa că mai bine stai și uită-te cum joacă adulții, a adăugat Serciu. Realizând că unui copil de cinci ani nu este locul în echipa lor. Pe băieții îi putea înțelege. Pentru că pe teren s-au adunat băieți de cel puțin 12 ani. Iar unora chiar le era deja 16. Andrei pur și simplu nu se încadra în acea atmosferă unde trebuie să alergi după minge. Să dai pase și să lovești poarta în așa. Fel încât portarul să nu poată face față. O să mă străduiesc, cuvântul meu de onoare a spus Andrei. Simțind cum ochii îi se umezesc și pe obraz, i se prelinge o lacrimă. Dă-i dracului, mai bine du-te și te joacă cu mașinile sau cu soldăței. Ca aici sunt băieți mari, a răspuns Nicolae și... Tragându-și pe prieten de tricou, a dat din cap spre teren. Lăsându-le pe micul Andrei să stea pe o peluză din apropiere. Băieții au fugit să înceapă jocul. Observând ce se întâmplă din afară, Andrei a simțit din nou singurătatea. Nu înțelegea de ce cei mai mari nu vor să joace cu el. Căci el era gata să se străduiască și să facă tot ce îi stă în putință pentru ca ei să fie mândri de participarea sa la un meci de fotbal privind cum se joacă ei stângaci Andrei își imagina cum va crește și va juca mai bine decât oricine altcineva din cei prezenți pe teren Închizând ochii se vedea pe sine ca un fotbalist adult care a semnat un contract de milioane de euro așa cum fac stelele fotbalului mondial la televizor Ei bine, ei bine Acum așa credeți, așa spuneți. Dar când va trece timpul? O să vă mușcați de coate că ați refuzat să. Jucați cu mine, a murmurat pentru sine micul băiat. Ștergându-și lacrimile și continuând să-și sufle nasul. Andrei, ce faci singur aici? L-a întrebat directoarea casei de copii. Trecând pe lângă el și observând cum băiatul privește jocul de pe teren complet singur. Am vrut să joc cu ei, dar nu m-au luat. Au zis că sunt încă prea mici, i-a împărtășit băiatul problema sa. Păi vezi că acolo sunt băieți mari. Iar dacă te împinge cineva, îți sparci bomboanele. Mai bine du-te la fetițe. Căci ele tocmai desenează cu creta, i-a răspuns na Arcadievna. Arătând spre o mulțime așezată în cerc, nu departe. Nu, nu vreau, eu cu ele să joc. Eu cu băieții voiam să alerg după minge, a răspuns ferm micuțul. Dându. I de înțeles directoarei că nu îl interesează jocurile de fete și petrecerea timpului în compania colegelor sale. Bine, cum știi, nu uita că curând e prânz, arătând spre ceas, a adăugat ea. Neavând altceva de făcut, Svelana Arcadievna s-a întors în clădire, aruncând câteva priviri înapoi, observând că Andrei continuă să stea nemișcat, privind atent ce se întâmplă pe terenul de fotbal. În curând a venit ora prânzului, iar Andrei, ca și toți ceilalți copii, s-a grăbit în cantină. Încercarea de a se așeza lângă băieții mai mari a ieșuat și de această dată, deoarece aceștia îl priveau de sus în jos considerându-le prea mic și prost pentru a sta lângă ei. Practic, nu-l luau în seamă pe Andrei și pe dorința sa de a se împrieteni cu ei. Băieții discutau cu entuziasm despre meciul. Jucat și se pregăteau să se răzbune după prânz. La un moment dat, s-au liniștit brusc și, adunându-se într-un cerc, au început să discute ceva. Interesant ce se întâmplă acolo, a gândit micuțul curios și, furșându-se spre ei, a încercat să asculte ce vorbesc. Ce faci aici, măi? A iars urechile și du-te până nu primești o palmă, a reacționat dur Serciu. Indignat de faptul că acest copil încearcă să asculte conversația lor secretă, despre care nimeni nu trebuia să știe. Înțelegând că amenințarea de a fi lovit era mai mult decât reală, Andrei s-a îndepărtat și s-a întors la locul său. Dar de ce nu vor să joace cu mine? Eu nu le spun nimănui nimic, a gândit din nou dezamăgit Andrei. Educat în orfelinat de la naștere. El știa foarte bine că există copii care au mamă și tată. O familie care îi iubește și îi înconjoară cu grijă. Lui nu i-a fost atât de norocos și, lipsindu-se de părinți, pe care nici nu îi mai amintea, își petrecea toată viața în orfelinat. Gândindu-se la asta, Andrei visa să fie îmbrățișat de o persoană apropiată. Să asculte o poveste de seară. Dar deja la o vârstă atât de fragedă. Înțelegea că șansele pentru asta erau minime. Băieții îi spuneau adesea că străinii nu. Se grăbesc să ia în grijă copiii altora. Iar dacă se întâmplă acest lucru, de obicei aleg fetele pentru că le văd ca pe niște viitoare ajutoare. În ciuda acestui lucru, Andrei continua să trăiască cu speranța că, într-o zi, vor exista oameni care să-l iubiască și să-l ia de pe acest loc pustnic. Atât de oribil, dar și departe de cel mai plăcut. Imediat după prânz, el s-a grăbit pe teren. În speranța că cineva dintre băieți nu va putea juca și că unul dintre capitanii va vrea în sfârșit să le ia în echipa sa. Ieșind afară, băiatul a fost foarte surprins când a văzut un teren complet col, pe care nu era nimeni. Presupunând că băieții se întârzia undeva, el a ocolit teritoriul, uitându-se în toate colțurile ascunse. Unde băieții mai mari să ar putea aduna pentru a discuta despre fete sau pentru a juca cărți de parte de ochii stricti ai Svelanei Arcadievna. Unde s-au dus toți? S-a întrebat Andrei, realizând că din mulțimea de băieți nu era. Nimeni pe întreaga curte a orfelinatului. Înțelegând că fetele nu erau o opțiune. El s-a întors în clădire pentru a se juca pur și simplu cu jucăriile. În ultimul an, ele l-au interesat din ce în ce mai puțin, pentru că... Atunci când ești un copil singur și închis, îți dorești comunicare. Din păcate. Așa s-a întâmplat că nu existau colegi de vârstă cu el în orfelinat. Așa că Andrei nu a reușit să-și facă prieteni. Tot acest timp a încercat să găsească un limbaj comun cu băieții mai mari. Oferindu. -mi. Le adesea din propria sa porție de mâncare pentru a se împrieteni. Dar acest lucru nu a ajutat ei, ca și înainte, se purtau cu el cu batjocură. Îndemnându. Le din cauza faptului că Andrei era încă un copil mic și îl evitau atunci când planificau să se joace cu ceva. Câteva ore mai târziu. Micuțul a observat cum mulțimea de băieți s-a întors în orfelinat și, trecând pe lângă el, au fugit afară. Ce se mai gândesc să facă? s-a întrebat cu curiozitate Andrei și... Hotărât să afle răspunsul la această întrebare, l-a urmat. Observând cum băieții s-au ascuns în spatele unui stejar uriaș. Cu ramurile sale întinse de-a lungul gardului. Băiatul s-a îndreptat direct acolo. Așa că, arată-ți-ne cine a adunat câte, a spus Serciu. Turnând din pălăria sau grămadă de bomboane. La mine a fost o recoltă bună azi, a răspuns Petru și. Scoțând din buzunare, a început să toarne ciocolată în grămada comună. O, azi e ziua ta de naștere, nu? A reacționat surprins Nicolae, uimindu-se de norocul tovarășului său. Nu, pur și simplu știi unde să cauți, a răspuns Petru cu aroganță. Niciodată, a murmurat Andrei care adora dulciurile și tot ce era legat de ele. Ochii negri ca rubinii băiatului au strălucit la vederea lor. Mâinile sale s-au întins literalmente către bomboane. Dar Andrei s-a oprit imediat, realizând că nimeni nu va împărtăși cu el. Dorința a fost mai puternică, așa că băiatul a decis să nu ceară dulciuri, ci să se apropie încet și să aștepte un moment favorabil pentru sine. Poate că nu ar trebui, totuși este secretul nostru, când va crește. Atunci îi vom spune, poate. A reacționat la cuvintele tovarășului său Nicolae. Considerând că băiețelului încă nu este timpul să știe secretele lor. Iar noi tocmai așa vom verifica dacă este matur sau nu. Deci, la 10 metri de stejar, în spatele tufișurilor. Există o gaură în gardul prin care poți ieși pe stradă. Dacă mergi pe drumul principal, la trei intersecții. Apoi la stânga vei vedea cimitirul. Ce este asta? Niciodată nu am auzit de așa ceva, a răspuns nedumerit băiețelul, ne înțelegând ce loc este acesta și despre ce se vorbește de fapt. Cum să-ți spun? A răspuns nedumerit Serghei este un loc unde sunt multe dulciuri gratuite. Poți să le iei pentru tine. Doar fii atent să nu te vadă gardianul, el nu ne place. A promis să se plângă de noi doamnei Svelana Arcadievna. Și dacă ne va prinde din nou, atunci. A completat cuvintele tovarășului său Nicolae. Hotărând să nu. Le introducă pe băiețel în toate secretele. Acestui loc sumbru și înfricoșător. Bine, mâine voi merge și voi aduce dulciuri pentru toți. A răspuns Andrei, zâmbind sincer. Promițând să se gândească nu numai la el însuși, dar și la prietenii săi mai mari. Sperând că după aceea se vor putea în prieteni. Aflând despre posibilitatea de a părăsi orfelinatul neobservat. Andrei a dormit cu greu. Gândurile și îndoielile îl chinuiau, pentru că niciodată nu fusese în afara gardului și nu știa ce l-așteaptă acolo. Deși înțelegea că în afara orfelinatului nu ar trebui să fie nimic periculos. Dar necunoscutul îl speria puțin, făcându-le să se îndoiască de corectitudinea deciziei luate. Dimineața, imediat după micul dejun. Andrei a realizat că dorința de a obține dulciuri și de a se delecta cu dulciuri era mai puternică decât frica. Iar el dorea foarte mult să câștige autoritatea în rândul băieților, știind că el și ceilalți copii au câteva ore de timp liber și că este puțin probabil ca cineva să îi observe absența. S-a îndreptat spre locul despre care vorbeau băieții mai mari. Aflând o mică gaură în gard, atent acoperită cu scânduri și ramuri de copaci. Andrei a ieșit afară și a făcut primii pași în afara teritoriului. Acest act pentru el a fost similar cu primul pas al unui cosmonaut pe lună. Pentru că niciodată nu fusese aici, și acest sentiment l-a emoționat. Băiatul încântat nu știa ce să facă, și. Pentru o clipă, a uitat unde să meargă. Mașini care treceau rapid pe lângă el, oameni grăbiți. Transportul public treceau, fără să-i acorde nicio atenție. Orașul fierbea de viață. Iar Andrei era în el nu mai mult decât o mică grăunță de nisip pe malul oceanului. În ciuda tuturor acestor lucruri minunate, băiatul îl trădeau necunoscuții sau transportul. Ca și lumea din jurul lui în general în afara orfelinatului, i se păru că copacii sunt mai verzi. Soarele strălucește mai puternic și încălzește mult mai mult decât În locul neîncăpător în care era nevoit să rămână până la majorat. Ce mai e asta? Se întrebă singur Andrei, oprit în fața unei trecere de pietoni. Ridicându-și capul, observă un semafor uriaș și un indicator roșu aprins, care îi indica să stea. Niciodată nu văzuse ceva asemănător, așa că Andrei, curios, se opri și se uită cu atenție la fiecare detaliu din jurul său. Băiete, ce faci? Îl întrebă un bărbat care trecea pe lângă el, indicându-i că acum este permis să traverseze strada aglomerată. Mulțumesc, răspunse băiatul cu o sinceră recunoștință, realizând că Cutia cu luminițele colorate nu era acolo pentru a se distras sau pentru a ține pe loc spectatorii zăbovitori, ci pentru a controla traficul și a preveni confuzia și dezordinea întârâ. Un loc atât de aglomerat. Măi băiete, unde te duci? Unde sunt părinții tăi? întrebă o bătrână. Observând micul năzdrăvan care trecea încet pe lângă ea și se uita cu atenție la tot ce îl înconjura. Bună ziua! bunică, dar eu nu am părinți. Îi răspunse Andrei cu un glas serios. Privind-o pe femeia în vârstă care vindea flori pe marginea trotuarului. Cum așa? Fiecare copil are o familie. Ei bine, înseamnă că mie nu mi-a mers. Răspunse el trist și își lăsă capul în jos. O, scuze, nu am vrut să te întristez. Vrei să te servesc cu niște biscuiți? Întrebă bătrâna. Ghicind că în fața ei nu se afla un băiat fugit dintr-o familie fericită, ci un copil din orfelinat. Sau poate chiar un copil abandonat. Nu, mulțumesc. Mai bine spuneți-mi dacă merg bine, dacă trebuie să ajung la cimitir? Întreba Andrei, pentru a înțelege cât de bine se orienta în spațiu pentru a nu se rătăci. La cimitir. De ce vrei să mergi la cimitir? Întrebă surprinsă femeia, realizând că în acel loc nu era nimic bun. Mai ales pentru un copil atât de mic. Trebuie să ajung acolo, așa că îmi puteți ajuta. Doar că mi-e frică să mă rătăcesc. Da, mergi bine, la colț dai dreapta și vei vedea niște porți mari. Acela este intrarea. Sper să ai pe cineva drag acolo. Pentru că nu-ți-aș recomanda să mergi singur. Răspunse bătrâna cu prudență. De ce? Sunt curios, întrebă Andrei. Neînțelegând de ce ea se schimbase atât de mult. La față și de ce își încruntase sprâncenele groase. E un loc rău, acolo e rău, șopti bătrâna ne dorind să spună detalii neplăcute despre acel loc. Bine, mulțumesc, a răspuns Andrei. Nu înțeleg de ce reacționează așa la cimitir, căci, așa cum au spus băieții. Acolo sunt multe bomboane. Și toate le pot lua înapoi la orfelinat absolut gratuit. Mișcându-i mâna, băiatul s-a grăbit să ocolească colțul și... Așa cum promisese, a văzut uriașe porți și deschise larg. Ce loc ciudat, a gândit Andrei, intrând pe teritoriul cimitirului. Înaintând în adânc. El se uita cu interes în jurul său și nu. Înțelegea de ce nu era absolut nimeni acolo. În jur erau multe garduri mici. Niște monumente cu nume și fotografii ale oamenilor. Ceea ce îi provoca lui Andrei frică. Și neînțelegere a ceea ce era acel loc. Într-un moment dat, s-a oprit și a început să se îndoiască dacă ar trebui să meargă mai departe. Vreau bomboane, băieții au spus că aici sunt multe. Și voi face tot posibilul să mă întorc nu cu mâinile goale. Și a zis Andrei hotărât, realizând că e prea târziu să se retragă. Și că trebuie să găsească dulciurile apropiindu-se de unul dintre garduri. A văzut un monument în jurul căruia era o grămadă de flori și lumânări. Dar nicio bomboană. Continuând să se uite în jur și să se adâncească tot mai mult. S-a simțit singur, când? Deodată, observând un pachet cu bomboane. Andrei s-a apropiat și a luat dulciurile. Privind cu atenție în jur a încercat să zărească paznicul despre care vorbeau băieții sau pe cineva care le ar putea împiedica, dar era absolut singur, înțelegând că misiunea planificată a fost îndeplinită. A decis să părăsească cât mai curând posibil teritoriul cimitirului. Ce face aici? S-a auzit vocea unui paznic furios, care alunga băieții fără adăpost de pe cimitir văzându-le în față pe bărbatul iritat, care se îndrepta rapid spre el, Andrei s-a speriat. El mă va duce la Svelana Arcadievna, apoi ea va afla totul. Și-a dat seama băiatul, realizând că nu poate fi prins în mâinile ei cu niciun preț. Decidând cu orice preț să împiedice acest lucru. Andrei a fugit înapoi fără să se uite înapoi. Trecând pe lângă mormintele și gardurile mici care înconjurau monumentele înalte și asemănătoare între ele. La câteva minute după aceea, s-a întors și a realizat că a reușit să evite o problemă. Dar a apărut o nouă problemă, s-a rătăcit. Și acum unde să meargă? Cum să găsească ieșirea? A gândit Andrei zăpăcit, aflându-se în mijlocul unui imens cimitir urban. El nu intenționase să se îndepărteze atât de mult. Și acum nu înțelegea în ce parte era ieșirea. În jur nu era nicio sufletă, și asta îl speria și mai mult pe copil. Într-un moment, ochii s-au umplut de lacrimi și nasul i s-a înfundat. Pentru că niciodată nu se mai simțise atât de speriat ca acum. Părea că nu avea de ales, să se rătăcească. Și să rămână acolo sau să ceară ajutor. Capaznicul să-l prindă și să-l ducă înapoi la orfelinat. Făcând scandal și dezbateri. Simțindu-se confuz. A încremenit pe loc și s-a gândit să ia o decizie corectă. Cum așa? De ce din să? Au auzit în depărtare voci de oameni care plângeau și se întristau? Auzind asta, Andrei s-a grăbit spre sunetul care se auzea într-o parte a cimitirului. Apropiindu-se, a văzut în fața lui o mulțime de oameni îmbrăcați în negru. Ceea ce i-a provocat confuzie. De ce toți plâng și sunt îmbrăcați atât de ciudat? S-a întrebat Andrei, curios. Fără să realizeze că ei plâng din cauza pierderii unei persoane dragi. Privind cu atenție pe fiecare dintre cei prezenți, a observat că unii încercau să-și stăpânească emoțiile. Ținându-și ochii jos. Alții plângeau, iar alții erau aproape să țipe de durere și dezamăgire. Dar cel mai trist arătau cei doi care se îmbrățișau în față. Ocolind-o pe femeie. Andrei a văzut un bărbat și o femeie de vreo 40 de ani lângă un sicriu de lemn. Stând la un metru de el. Cu toate puterile încercau să nu se uite acolo, dar. Făcând asta, începeau din nou să plângă și să încerce să se liniștească reciproc. Ce e acolo așa de interesant? S-a gândit el și, apropiindu-se, a început să se strecoare printre mulțime. Cine e ăsta, băiatul cui? S-a auzit vocea unei femei, întorcându-și atenția către Andrei. El, fără să se abată de la drum, a continuat să meargă înainte și ieșind din spatele soților îndoliați. S-a trezit la un pas de sicriul de lemn. Acum putea să le vadă mai bine și să observe că înăuntru stătea o fată destul de tânără și frumoasă, care avea înfățișarea unei adolescent de vreo 18 ani. Ce i s-a întâmplat? De ce nu se mișcă deloc? Doarme, nu? S-a gândit micuțul, fără să realizeze că această frumoasă fată, pentru care plângeau toți cei adunați, nu mai era în viață. Văzând că ea a fost cauza atâtor lacrimi, naivul Andrei a decis să-i ajute să o trezească. Ca pe o prințesă adormită. Ca pe pagina unei povești pe care eu citea educatoarea. Făcând un pas spre sicriu, a decis să o ciupiască pe moartă. Ca să se trezească și cei din jur să nu mai plângă în acel moment. Toți cei prezenți au rămas uimiți de ceea ce s-a întâmplat în continuare. Soarele luminos și cerul albastru fără niciun nor parc au dispărut. În schimb, deasupra cimitirului s-a abătut o uriașă ceață gri închisă. În chiar acel moment, când băiatul a ciupit-o pe fată, a răsunat un tunet și undeva în apropiere a fulgerat. Auzind sunetul înfiorător și văzând lumina puternică. Micul Andrei s-a speriat atât de tare, încât a leșinat și a căzut chiar lângă sicriul deschis. Ce stați, ajutați-mă imediat! a strigat o femeie, care se afla mai aproape de băiat, și. Aplecându-se asupra lui Andrei, a încercat să-l aducă în fire. Băiete, băiete, mă auzi, ce ți s-a întâmplat? a întrebat îngrijorată Olga Ivanovna, examinând micuțul. Care se afla întâmplător într-o atmosferă atât de sumbră. De unde a apărut ăsta aici? Al cui e copilul? S-a auzit un glas nemulțumit al unuia dintre bărbații din spate. Uitați-vă la el că e un vagabond. A susținut-o o femeie, arătând spre aspectul lui Andrei. Ipoteza ei era de înțeles. Deoarece băiatul creștea în un orfelinat și avea haine destul de simple și ieftine. Tricoul roșu a prins își pierduse de mult culoarea. Iar șortul albastru nu arăta nou. Din cauza câtorva mici găuri apărute după. Ce Andrei a căzut pe terenul de joacă. Dar ce diferență face? Copilului îi trebuie ajutor. A răspuns Olga Ivanovna. Fără să reacționeze la cuvintele celor prezenți și încercând cu grijă să-l aducă în fire pe micuț. Văzând cum băiatul cu părul negru și-a deschis ochii și s-a uitat la ea. Femeia a fost literalmente topită și, simțind o căldură ciudată în suflet, a zâmbit. În aceeași clipă, vremea s-a îmbunătățit. Ca și cum tunetul și fulgerul nu ar fi existat. Și totul ar fi fost doar un capriciu al naturii soarele a ieșit din spatele norii și a luminat din nou cimitirul, aruncând razele direct pe Andrei. Îmi pare rău, vă rog, m-am speriat doar, a spus Andrei, acoperindu-și fața cu mâna de la razele soarelui și de rușine, realizând că a făcut ceva greșit. Cum te simți? A continuat femeia în rochie neagră și cu șal, examinându-le pentru a vedea dacă are vreo vătămare. Da, totul e bine. Nu m-am lovit, doar m-am speriat foarte tare. Am părtășit micuțul frica sa copilărească. Nici o problemă. Este normal ca fiecare dintre noi să se teamă de ceva în viață. A răspuns la cuvintele Olga Ivanovna și. Realizând că băiatului îi era deja mai bine, l-a ajutat să se ridice. Ce faci, vagabondule? Cine-ți-a permis să o ciupești pe Maria? Crezi că așa se poate? A izbucnit un bărbat, alergând spre Andrei și apucându-le de urechea dreaptă. Domnule, îmi pare rău, nu voiam să fac nimic rău. A răspuns micuțul și a început să plângă. Realizând că nimic bun nu va ieși din asta. Vasile, calmează-te, dar vezi că e un copil mic. Nu înțelegea ce făcea, așa se întâmplă uneori. A încercat să-l calmeze pe fratele său mai mare, Anatolie Petrovici. Soțul Olgăi Ivanovna și tatăl defunctei. Cum să se poată permite așa ceva? E o jignire, o lipsă de respect. Ce fel de jignire? A continuat să murmure furios Vasile. Dar totuși l-a lăsat în pace pe Andrei. Păi nu mai ajunge și să ne certăm întârâ. Un loc ca acesta într-o zi ca aceasta. I-a reproșat Olga Ivanovna lui Vasile. Ca să se oprească imediat din plâns și din indignare. Cum ai ajuns aici, prietene? A întrebat Anatolie Petrovici. Curios să afle cum a ajuns copilul singur pe un cimitir. Un loc în care nu există nimic bun sau vesel. Nu numai pentru copii, ci și pentru adulți. Băieții au zis că aici sunt o mulțime de dulciuri gratuite și că pot lua câte vreau. A șoptit Andrei, cu greu reținând lacrimile, frecându-și ochii ca să nu plângă. Stai liniștit, nimeni nu te va face rău. Nu voi permite asta, auzi? A spus Olga Ivanovna, zâmbind din nou. Examinându-le cu atenție pe băiețelul drăguț cu ochii căprui care străluceau ca două pietre de asomie. Ce fel de băieți sunt ăia? Și de ce au trimis un copil atât de mic la cimitir? N-au venit ei înși. A întrebat bărbatul în costum negru. Corectându. -o. Și gulerul ca să poată respira mai ușor din cauza emoției. Și a situației care se întâmplase cu necunoscutul băiat. Băieți mai mari de la orfelinat, eu voiam bomboane. Iar ei mi-au zis să le găsesc singur, a răspuns Andrei, plângând în nas. Așa că ești de la orfelinat, așa ai zis. Un băiat sărac care nu are părinți și. Prin urmare, nu are o educație bună, a intervenit în conversație Vasile. Înțelegând că în fața lui se află un copil fără adăpost. Care nu are părinți și, prin urmare. Nu are, în opinia lui, o educație bună. Lasă-l în pace, el doar voia dulciuri, dar ce e rău în asta? Nu văd nimic criminal, a replicat Anatolie Petrovici fratelui său și... Întorcându-se spre el, i-a pus degetul la gură, cerându-i să tacă. Cum te numești, micule? A întrebat Olga Ivanovna, ajutându-le pe băiat să se ridice. Andrei, și eu nu sunt un copil. Am cinci ani, a răspuns el, recăpătând din încredere. Nu-i plăcea să fie tratat ca pe un copil mic. Ce băiat serios, un adevărat bărbat! A comentat Olga Ivanovna, cu o notă de mândrie pentru el. Astăzi, ei și soțul ei au avut o zi groaznică. Plină de lacrimi, de amărăciune și de dezamăgire. Câteva zile mai devreme se întâmplase o tragedie care le a schimbat viața pentru totdeauna încă trei zile mai devreme. Olga Ivanovna și Anatolie Petrovici erau o familie de succes. Antreprenori și părinți care creșteau o fică minunată. Maria termina ultimul an de liceu și se pregătea să intre la o universitate de prestigiu și să înceapă viața de adult. Din păcate, toate acestea s-au încheiat într-o clipă. Când un șofer biat a decis să treacă pe roșu și... Neobservând fata pe trecerea de pietoni. A devenit vinovatul unei tragedii groaznice. Pot să plec, măcar? a întrebat Andrei, realizând că prezența lui acolo era nepotrivită. Dar cum să pleci singur? Hai să te ducem noi, a răspuns Olga Ivanovna. Olguță, de fapt noi avem musafiri, prieteni, rude. Am rezervat un restaurant pentru parastas și va fi cumva nepoliticos să. Îi lăsăm pe toți. A spus Anatolie Petrovici, reacționând la cuvintele soției sale. Nimic grav, vor aștepta puțin, l-a liniștit pe soția. Ne duceți pe mine cu mașina? A întrebat Andrei cu o naivitate copilărească. Ție ți se pare că e mai bine să mergi pe jos, până la orfelinat. Da, sunt de acord, a răspuns băiatul, visând să se plimbe cu mașina. Realizând că el nu era împotriva. Olga Ivanovna și soțul ei au încredințat lui Vasile în soțirea musafirilor la restaurant. Părăsind cimitirul, ei s-au îndreptat spre mașina lor și, deschizând ușa din spate, l-au lăsat pe băiat să intre. Odată ajuns în interior, el s-a luminat la față. Pentru că mai văzuse așa ceva doar la televizor. În interiorul imensului SUV, Andrei se simțea și mai mic. Pentru că îi se părea ca acea mașină. Era mai mare decât toată camera de joacă. În care putea petrece ore întregi. Să înțelegi că cimitirul nu este un loc pentru. jocuri pentru copii, și că unui băiețel atât de mic. Ca tine, nu este locul acolo a spus Anatolie Petrovici în drum spre orfelinat, explicându-i lui Andrei că nu ar trebui să mai apară acolo. Chiar și pentru bomboane. A întrebat băiețelul lui. -t. Da, chiar și pentru bomboane. Așadar, îți plac dulciurile? L-a întrebat Olga Ivanovna, interesată. Da, foarte mult, a răspuns Andrei cu o zâmbitoare pe față. Bine, am o surpriză pentru tine. Acum vom ajunge, te vom duce la directoare și îți voi face un mic cadou. A adăugat femeia. Nu, nu trebuie la directoare, vă rog. Am fugit și dacă ea află de asta, cu siguranță mă va pedepsi. Mai bine opriți-vă lângă gard, ca să pot să mă întorc așa cum am venit. A început să implore plângând micuțul, realizând ce l-așteaptă. Bine, bine, cum vrei tu, a răspuns Anatolie Petrovici. Înțelegându-le și oprindu-se lângă orfelinat. Așteaptă o clipă, a adăugat Olga Ivanovna. Iar ieșind din mașină, s-a îndreptat spre port bagaj. Ia-ți asta, dar nu uita să împărtășești cu prietenii tăi, a spus ea. Deschizând ușa mașinii și oferindu-i să ia un pachet uriaș cu dulciuri. Uau! Wow! sunt suficiente pentru toată lumea, s-a bucurat băiatul. Dar imediat s-a stânjenit, realizând că nu este confortabil să ia atâtea bomboane. Nu ți fie teamă, noi tot urma să le dăm, așa că ia-le, a spus femeia bună, observând încordarea și timiditatea băiatului. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți foarte buni, a răspuns el. Și, apucând pachetul, am îmbrățișat-o pe Olga Ivanovna. Dar hai să fugim, că probabil te așteaptă acolo." A spus Anatolii Petrovici. Realizând că ei își trebuie să plece la restaurant. Ascultându-le, Andrei s-a grăbit spre gardul orfelinatului și, observând deja cunoscuta gaură, s-a îndreptat direct spre ea. Pachetul cu dulciuri era destul de mare și greu, așa că, mai întâi, L-a împins prin gaură, după care a pătruns pe teritoriul orfelinatului. Apucându-și sarcina, a pornit imediat spre terenul de fotbal. Unde băieții jucau din nou cu mingea. În acest moment, entuziasmul copilului nu avea limite. Pentru că dorea să-și demonstreze cu mândrie succesele. Să provoace entuziasm și respect la băieți prin faptul că reușise să se întoarcă cu atât de multe bomboane uitați, uitați, cât de multe am! A strigat fericit Andrei și, alergând mai aproape, a pus pachetul lângă terenul de fotbal. E vorba de bomboane, ce? A reacționat surprins Nicolae, neputând să-și creadă ochilor. Da, luați, nu îmi pare rău, a răspuns generos Andrei. Wow, și tu râdeai de el. Andrei e tare, uite, cât a adus. A remarcat cu admirație Serciu. Bifând păiatul pe umăr, dar unde le-ai găsit? E imposibil, a comentat tulburat Nicolae, care alerga la cimitir de la zece ani. Dar niciodată nu se întorcea cu un astfel de câștig. Pur și simplu am avut norocul să întâlnesc niște oameni foarte buni. A recunoscut Andrei și a povestit pe scurt povestea. Da, Chiar că e un succes adevărat faptul că nu te au dat pe mâna șefei noastre. A reacționat cu entuziasm Sergiu, cu greu crezând în realitatea poveștii. Ar fi putut să se termine prost și atunci ne-ar fi dat tuturor în cap. Pentru gaura din gard și fugările noastre a murmurat nemulțumit Nicolae, simțind că micul băiat a reușit să îi depășească toate realizările de Jean. Prima sa incursiune în afara orfelinatului. Nu începe, el a reușit și a demonstrat că nu mai este așa de mic. Un băiat destul de matur. Capabil să procure mâncare, să joace fotbal, mergi cu zâmbetul pe buze. A întrebat Sergiu, propunându-i lui Andrei să se alăture echipei. Da, desigur, s-a bucurat acesta și. După ce a târât pachetul până la stejar pentru a-l ascunde pe ascuns și al l împărți cu băieții. A revenit pe terenul de fotbal. Următoarele câteva ore a jucat neîncetat, s-a străduit. A căzut, dar nu a renunțat și s-a ridicat din nou. În ciuda genunilor zgâriați. Simțea că astăzi i-a surâs norocul și, străduindu-se din răsputeri. A marcat chiar și câteva goluri, aducând victorie echipei sale. Seara băieții, așa cum era de așteptat. Au împărțit dulciurile și s-au săturat de bomboane. Savurând un banchet neplanificat. Puțin mai târziu, toți s-au dus la culcare. Iar doar Andrei nu putea adormi. Gândea la faptul că ziua de astăzi a fost cea mai memorabilă din viața sa. Iar tot ce s-a întâmplat a fost o mare aventură la care nu se aștepta. În același timp, I s-a făcut un pic trist. Pentru că nu numai că a atins ceea ce dorea și să. Am prietenit cu băieții mai mari. Dar a aflat și ce este cimitirul. Pe drumul spre orfelinat. Anatolii Petrovici. A explicat că este un loc al lacrimilor și al amărăciunii. Aici, toți oamenii se întristează și suferă profund pierderea. Cu greu reușind să-și facă față durerii conștientizând că cimitirul nu este un loc. Pentru jocuri și năzdrăvanii copilărești. Andrei a decis să nu mai fugă niciodată acolo în căutarea dulciurilor. Pentru că nu toți pot fi la fel de buni și de. Înțelegători ca Olga Ivanovna și Anatoli Petrovici. Între timp. Cuplul căsătorit care a suferit pierderea fiicei. Sale a revenit acasă după parastasul de la restaurant tăcerea liniștită s-a încheiat și, odată ajuns acasă. Cuplul s-a despărțit în tăcere în camerele lor. Anatoli, încercând să se deconecteze cumva de la gândurile negative, s-a dus în biroul de lucru pentru a se dedica muncii. Olga a decis să se odihnească și să se culce. Deoarece se simțea moral epuizată și obosită. După ce a făcut duș și s-a învelit într-un halat s-a întins pe jumătatea ei de pat. Auzind liniște absolută în casă, Olga s-a simțit inconfortabilă și singură, după care a început să plângă. I-a fost greu să facă față pierderii reparabile. Pentru că o iubea sincer pe fica ei. Maria era un copil minunat și foarte ascultător. Reamintindu-și evenimentele luminoase din viața fiicei sale. Olga se simțea ca și cum ar fi fost. Transportat în acele momente fericite. Când lumea era plină de râsul nevinovat al copilului. Iar chiar și starea de spirit proastă se. Risipea după o singură zâmbet al Maria. Înțelegând că toate acestea sunt în trecut și că nimic nu poate fi întors. Olga și. a amintit momentul în care soțul ei a sunat de la serviciu și a anunțat că fica lor nu mai este el a fost sunat primul de poliție. Deoarece a fost rugat să vină la locul accidentului. Anatolie nu a decis imediat să spună acest lucru. Realizând că pentru soția sa va fi un adevărat șoc. El a preluat o mare parte din treburi. A angajat avocați pentru ca șoferul beat să nu poată. Scăpa de o pediapsă justă pentru ceea ce a făcut. În ciuda procesului și a deciziei sale, nici Olga. Nici Anatolie nu s-au simțit mai bine. Deoarece nimeni și nimic nu le va putea întoarce fica. Continuând să se lase pradă unor amintiri plăcute, Olga a zâmbit. Dar imediat fața ei a devenit din nou umedă de lacrimi. Pe care nu reușea să le oprească. Nu cu mult timp în urmă, Maria ei zâmbea. Își făcea planuri pentru viitor, visa la viața adultă. Iar astăzi zăcea nemișcată în sicriu. Gândindu-se la asta, mama nu putea să se abțină și să nu înceteze să plângă. Realizând că niciodată nu va auzi vocea ei. Niciodată nu o va îmbrățișa, nu o va săruta. În același moment, gândindu-se la cimitir și la înmormântare, Olga a observat că în gândurile ei a apărut imaginea unui băiețel. Andrei, el este atât de minunat, a gândit ea. Amintindu-și cu atenție imaginea năzdrăvanului din orfelinat, care a permis să-și mușc Maria. Probabil, este un miracol, a gândit ea. Amintindu-și cu atenție tot ce s-a întâmplat astăzi pe cimitir. Vremea senină nu prevestea nimic rău. Dar în momentul în care băiatul a fost mușcat, a izbucnit furtună și fulgere. Iar deja la o minută a apărut din nou soarele. Olga a simțit că toate acestea nu sunt simple. Nu este o coincidență, nici o întâmplare. Ci un semn și, posibil, un indiciu al ceva ce trebuia să înțeleagă. Gândindu-se la toate acestea, ea a dormit. Așteptând în zadar întoarcerea soțului ei în dormitor. În dimineața următoare, Olga l-a întrebat pe soțul ei unde merge. Observând că acesta era îmbrăcat în costum de afaceri. Da, vreau să mă duc la birou. Trebuie să rezolv câteva detalii, a răspuns el. Poate ar fi mai bine să rămâi cu mine. M-am gândit că vom petrece această zi împreună. Mai ales că ai spus că nu vei apărea la serviciu timp de câteva zile. A remarcat ea tristă. Simțindu-se zdrobită și având nevoie de sprijinul soțului ei. Îmi pare rău, dar nu, înțeleg cât de greuție dar crezi mie mi-e greu și mie. Aș vrea să mă pot distra cumva, a răspuns el. Încercând să evite gândurile despre ce s-a întâmplat. Bine, îți doresc succes acolo, întoarce-te cât mai curând posibil. A răspuns Olga, înțelegând că soțul ei și-a luat deja decizia. Am îmbrățișat și l-a sărutat la revedere. Olga s-a întors în dormitor și s-a prăbușit în pat scufundându-se din nou în amintirile despre fica ei. În tot ziua, Olga s-a ridicat de două ori din pat. Doar pentru a-și prepara ceai. Gândindu-se din ce în ce mai mult la ce A întâmplat și la ceea ce s-a întâmplat pe cimitir. Olga nu putea să-și alunge gândurile despre băiețelul pe care le. A întâlnit pe cimitir. A doua zi dimineață, de îndată ce soțul ei a plecat din nou la birou, Olga a decis că trebuie să-l vadă pe Andrei. Doar el ar putea să o distragă de la ceea ce s-a întâmplat și, posibil, să-i ofere un motiv să zâmbiască. A luat mașina și s-a dus la un magazin de jucării pentru copii și. După ce a cumpărat un set de mașinuțe, s-a dus la orfelinat. Bună, pot să intru? a întrebat Olga Ivanovna, bătând la ușa directoarei. Bună, da. Desigur, intrați. Cu ce problemă veniți? A întrebat Svelana Arcadievna cu bâlândețe. Aș vrea să văd un băiat, are vreo cinci sau șase ani. Îl cheamă Andrei, îl cunoașteți. A întrebat femeia, surprinsă. Înțelegând de unde o cunoaște necunoscuta pe micuțul lor. Se poate spune și așa, dar nu este important pur și simplu aș vrea să-l văd. Să-i dau niște jucării, a răspuns Olga Ivanovna. Arătând spre cutia cu mașinuțe. Bine, vă conduc. Dar să fie prima și ultima dată dacă nu intenționați să-l luați. De ce nu vă trezesc încrederea? A întrebat Svelana Arcadievna. Nu, nu este vorba despre asta. Andrei este un băiat foarte bun, bun și sensibil, sunt sigură că vă va plăcea. Dar nu merită să-l vizitați dacă nu intenționați să-l adoptați. Îmi este teamă că Andrei se va atașa de dumneavoastră. Iar apoi ei va fi foarte greu. A răspuns Velana Arcadievna cu grijă, gândindu-se la copiii ei. Pot să aflu cum a ajuns în orfelinat. S-a interesat Olga Ivanovna. Da, bineînțeles. Acum mai bine de cinci ani l-am găsit dimineața pe pragul ușii, în scutece. Era o notă că îl cheamă Andrei și că mama singură nu poate să-l crească. Deoarece nu are posibilități materiale. A răspuns Vela na Arcadievna, emoționată, amintindu-și de băiețel. Vai, săracul copil, a reacționat Olga. Înțelegând că Andrei practic din primele zile de viață trăiește aici și nu a știut niciodată ce este o familie fericită și completă. Mai discutând puțin despre el, Svelana Arcadievna a dus-o pe Olga în curte, unde Andrei juca fotbal cu băieții. Dăruindu. Se mai mult decât ceilalți pentru a aduce echipei rezultat pozitiv. Aveți jumătate de oră, vă rog, fiți mai bâlândă cu el. A adăugat directoarea și s-a întors în biroul ei. Andrei, Andrei, a strigat Olga Ivanovna. Auzind vocea familiară și întorcându-se, băiatul a încremenit pe loc. Nu departe de el era aceeași femeie bună și drăguță de pe cimitir, care îi dăruise o comoară întreagă cu bomboane, fără să-și poată stăpâni emoțiile, zâmbind larg. Andrei a alergat la ea și, în primul rând, a îmbrățișat-o strâns. Bună! Aveți grijă de mine? a întrebat micuțul, timid. Desigur, pare că mi e dor de tine, a răspuns Olga Ivanovna. Răspândindu-se într-un zâmbet, și-a întins cadoul. O nimic nu-i așa pentru mine, s-a mirat Andrei. Da, m-am gândit că ți se vor potrivi. Cum ai împărtășit aici cu prietenii tăi? a răspuns ea, simțind un val de căldură în suflet. Da, desigur, am promis, suntem acum prieteni adevărați, a răspuns Andrei. Mai vorbind puțin, Olga a privit spre orfelinat și a observat în fereastră pe directoare. Care îi urmărea cu atenție. Înțelegând că trebuie să plece. Olga a promis că va mai vizita băiatul și s-a întors acasă. Pe drum, gândurile și îndoielile o chinuiau pe Olga care se tot înfipseră în subconștientul ei și nu. Îi permiteau să se gândească la altceva. Întorcându-se acasă, i așa dat seama clar că ar vrea să-l vadă pe acest copil mai des și poate să-i fie mamă și să-l înconjoare cu grijă. Să devină familia pe care nu a avut-o niciodată. Înțelegi că asemenea decizii nu se pot lua singur. S-a gândit Olga, dar a decis să aștepte soțul. Bună, dragă, cum ești? Sper că ți e mai bine, a întrebat grijul Anatolii la întoarcere acasă. Bună știind că acum nu este cel mai potrivit moment pentru acest dialog. A început Olga. Ce s-a întâmplat? A întrebat soțul, îngrijorat. Nu, deși, se poate spune și așa. Astăzi am gândit la o chestiune importantă și aș vrea să discut cu tine. La ce te referi? Adopția, cum privești asta? Vrei să luăm un copil din orfelinat și? După cum înțeleg, vorbim despre Andrei. A întrebat Anatolii. Conștientizând de unde vin brusc aceste gânduri ale soției sale. Da, el este un băiat minunat. Îmi pare rău. Dar mi se pare că nu sunt pregătit să discut asta acum. Abia ne-am despărțit de Maria și să vorbim despre alți copii. Înțeleg, știu că a fost groaznic, dar putem ajuta un alt copil. Mi se pare că Maria ar vrea să continuăm. Să facem lucruri bune în amintirea ei. Doar aminteșteți cum acest copil a apărut neașteptat în viața noastră. De parcă ar fi fost dat din cer. Poate că nu știu dar simt că am putea umple imensa goliciune din inimile noastre. Mi se pare că pe nimeni și nimic nu o poate înlocui pe Maria. Tu încerci să găsești liniștea în acest copil minunat. Dar nu este cel mai bun lucru de făcut. Ce să faci dacă te răzgândești? La un moment dat vom înțelege că nu am fost pregătiți pentru asta serios. Nu merită să luăm decizi pripite sub emoții. Dar el are nevoie atât de mult de dragoste și de o familie. Îmi pare rău. Dar pur și simplu îmi este teamă să. I-aduc durere și să experimentez amărăciunea pierderii. Ca și cu fiica noastră. Nu sunt pregătit pentru asta nici moral, nici psihologic. Să închidem această temă pentru moment, bine? A răspuns soțul. Simțindu și ne încrederea de a deveni tată pentru un copil cu totul străin. Te-am înțeles. Nu te voi presa, dar să mergem pur și simplu la orfelinat, ca să poți vorbi cu el. Sunt sigură că ți se va plăcea Andrei, este un copil minunat. A continuat Olga să apese delicat pe soțul ei. Bine, vom merge în weekend. Mâine am multe de făcut, a răspuns Anatolie. Și în mod clar nu dorea să continue conversația. Câteva zile mai târziu, așa cum au convenit, au plecat la orfelinat. Svelana Arcadievna a fost plăcut surprinsă de apariția cuplului căsătorit. Pentru că asta ar fi putut însemna ca un apetit serios. Și o pregătire pentru a deveni părinții micului Andrei. Soții au dat băiatului cadourile și dulciurile. Cumpărate și au petrecut cu el câteva ore. Olgăi se părea că această perioadă este cea mai bună din momentul în care Maria nu mai era. Pentru că era alături de soțul ei și de copilul care o privea cu ochi încrezători. Andrei, care o văzuse pe Olga doar de trei ori. Nu numai că se atașase de ea, dar simțea și cu ce căldură și grijă se purta ea cu el. Ce crezi? Ar trebui să facem acest pas și să regăsim din nou fericirea. A întrebat Olga soțul pe drumul spre casă. Da, nu nec, Andrei este un copil minunat. Dar nu sunt pregătit să devin tată. Îmi pare rău, dar îmi trebuie timp să accept totul și să realizez. Acum toate gândurile mele sunt doar despre Maria. A răspuns soțul brusc, excluzând posibilitatea adopției crezi că doar tu suferi pentru fica ta? De fapt, eu am iubit-o și o iubesc la fel de mult ca tine. Doar că am vrut să-i ofer acestui copil minunat ceea ce merită. Dragostea părintească. Mi se pare că le. Ai văzut doar ca pe o înlocuire și ca pe o modalitate de a uita de fică. Dar asta nu se va întâmpla. Îmi pare rău. E clar, a răspuns Olga cu furie simțind că nu pot găsi un compromis în această problemă. Și mai multe, îți interzic să mai vizitezi Andrei. De ce? Văd că te atașezi atât de mult de el și este mai bine să oprești totul. Acum îi va fi dureros să afle că nu vei deveni mama lui. Și nici ție nu ți se va face mai ușor. Este un copil minunat. Sunt sigur că în curând va găsi o familie. Dar nu a noastră a răspuns Anatolie. Olga a vrut să riposteze. Dar un nod îngât și lacrimile care îi veneau îi împiedicau să facă asta. Plângând de neputință, s-a întors de la Anatolie. Realizând că continuarea dialogului nu are sens. Din acel moment, Olga a încetat să mai vorbească cu soțul ei. Crezând că este rezultatul emoțiilor. Soțul a încercat să nu o deranjeze și a avut un respect deosebit pentru sentimentele ei. Dimineața, pregătindu-se de muncă, a intrat în bucătărie și a observat cu dezamăgire că soția nu pregătise nimic și, ca și cu o jumătate de oră în urmă, stătea în halat, uitându-se la ceva în telefonul ei. Va fi mic dejun? Eu, de fapt, mă grăbesc, am urmăit nemulțumit Anatolie. Dacă ție îți trebuie, tu pregătește. Eu sunt ocupată și nu intră în planurile mele. A răspuns soția brusc, fără să ridice ochii. Bine, mă descurc cu o cafea, a răspuns Anatolie. Realizând că soția nu este în cea mai bună dispoziție. Seara, situația s-a repetat. Deoarece Olga era prea supărată pe el și pe interdicția de a. Le vedea pe Andrei. Zilele au trecut, apoi săptămânile. Dar relațiile au fost la fel de tensionate. Ca și în ziua discuției despre adopție. Olga a decis să nu mai apară la serviciu și, stând închisă în casă, s-a transformat într-o femeie neîngrijită, refuzând complet să-și îndeplinească îndatoririle casnice. La început, Anatolia a încercat să facă față singur. Cina la restaurante și comandarea mâncării la domiciliu. Dar în curând i s-a plictisit. Simțind atmosfera grea, a încercat de câteva ori să vorbească cu soția. Dar de fiecare dată se lovia de un zid de neînțelegere. Pe care îl construise el însuși în timpul ultimei discuții sincere. Ostilitatea constantă începea să se acumuleze și, după o lună, Anatolie a realizat că se va descărca în orice. Moment dacă nu va împărtăși cuiva experiențele sale. Băiete, ești ocupat! a întrebat el, sunându-le pe Vasii. Bună, știi că sunt mereu liber, fie pentru treabă, fie pur și simplu pentru că mi-e dor de tine. Trebuie să ne întâlnim și cât mai repede, cu atât mai bine. A răspuns Vasii, care era întotdeauna gata să-și sprijine fratele. O oră mai târziu. Anatolie era pe pragul casei fratelui său, și, văzându-le, a simțit o oarecare ușurare. Pentru că știa că aici va fi ascultat și înțeles. Ce s-a întâmplat, pari schimbat, a remarcat Vasii. Privindu-le pe fratele său obosit. Oana e în depresie de o lună și nu știu ce să fac. Am încercat să vorbesc cu ea, să găsim o soluție, dar e degeaba. Totul e din cauza Mariei, a presupus Vasil. Înțelegând cât de dureroasă fusese această pierdere. Nu, e mult mai complicat, a oftat Anatolie. Spune-mi, știi că sunt mereu aici pentru tine. Te voi ajuta, a spus Vasil. Îți amintești, la cimitir era un băiețel mic. Care s-a speriat de trăsnet și a leșinat. Da, îmi amintesc, era un adevărat năzdrăvan. Și uite că Oana a vrut să-l adopte, iar eu am refuzat. De atunci, ea pare să se fi îndepărtat de mine. S-a închis în sine și a renunțat la serviciu și la treburile casnice. A povestit Anatolie. Da, se poate înțelege, a trecut prin o mare suferință și, poate, caută o șansă să găsească măcar un pic de fericire, a spus Vasili. Da, asta și eu o înțeleg, dar nu e o soluție. Ea nu știe nimic despre el. Și cum să înlocuiești Maria? A continuat Anatolie să pună întrebări. Dar tu nu ai dreptate, Oana nu vrea o înlocuire. Pur și simplu, are nevoie de cineva căruia să se poată dedica cu totul. Tu ești mai tot timpul la muncă, iar pentru ea, fica era sensul vieții. Ea și-a dat toată ființa Mariei, iar acum nu are pe nimeni. De aceea suferă. Și ce să facem? A întrebat Anatolie. Ieșirea e doar una. Să-ți susții soția și să-l accepti pe Andrei ca pe fiul tău. Știu că decizia nu e ușoară și doar tu decizi. Dacă vrei să asculti sfatul meu sau nu. Dar Oanei este greu, tu trebuie să faci asta măcar pentru ea a răspuns Vasil, oferind fratelui său un sfat înțelept. Câteva zile următoare, Anatolia a petrecut în gânduri grele, încercând să cântărească toate argumentele pro și contra, crezând că este gata să facă orice pentru soția sa. A decis să verifice dacă sentimentele și atașamentul ei față de băiat sunt la fel de puternice. Ajuns la orfelinat. Anatolia a profitat de numele său sonorând. Oraș pentru a vorbi cu directoarea și a cere-să. Le lase pe Andrei cu el pentru câteva ore. Băiețelul a fost foarte fericit să-l vadă pe omul pe care le cunoștea și l-a îmbrățișat strâns. Parcă ar fi așteptat întoarcerea lui. Acest moment a fost plăcut pentru Anatolie. Chiar dacă nu voia să creadă în asta. Încă mai suferind din cauza pierderii fiicei sale. Doamne, Toli, cum ai reușit? A ieșit din casă Oana cu strigăte de bucurie. Văzându-le pe soțul ei în compania lui Andrei. Alergând la Anatolie, sărutându-i obrazul. O femeie veselă și plină de viață l-a îmbrățișat pe Andrei și. Practic, ridicându-le în brațe, s-a îndreptat spre casă. Anatolie a înțeles că dragostea și atașamentul soției sale față. De acest copil sunt la fel de puternice ca și în ziua scertării. Simțindu-se că inima lui se înmoaie, el a plecat în urma lor. Pentru a-i acorda timp și ei, și lui Andrei. Doar nu uita că peste câteva ore trebuie să-l returnezi înapoi. Ca să nu fie probleme, a reamintit Anatoliei. Nedorind conflicte cu directoarea. Bine, voi mânca ceva cu voi. Iar eu mă schimb și cobor să fac ceai. Și câteva sandvișuri pe repede înainte. A răspuns Olga, după care s-a grăbit în dormitor. Deja după 15 minute, ea s-a întors la masă. Înconjurând cu atenție copilul și soțul ei. Crezând că timpul nu iartă și că e timpul să-l returneze pe Andrei. Cuplul conjugal l-a dus înapoi. Ști. Am înțeles că putem fi părinți buni și nu ar trebui să ne refuzăm asta. A venit la această concluzie Anatoliei, exprimând-o soției sale pe drumul spre casă. Te iubesc, a răspuns Olga fericită, sărutându și soțul. E hotărât, mâine ne ocupăm de avocați și de adopția lui Andrei. Bine, doar trebuie să-i spunem despre asta, a adăugat Olga înțelegând că băiatul nu va fi împotriva. Dar ar trebui să știe despre planurile lor din timp. Păi pe când vorbeai cu el? Eu m-am înțeles cu Svelana Arcadievna și mi. A permis să-l iau la noi pentru weekend. Excelent! Atunci trebuie să ne oprim la supermarket. Ca să luăm produse și să gătim ceva bun. În timp ce Olga se ocupa în bucătărie cu deliciile ei culinare sâmbătă dimineața. Anatolie i-a mers la orfelinat și l-a adus acasă pe Andrei. Văzând din fereastră bucătăriei pe micuț. Mergând de mână cu soțul ei, Olga a ieșit în întâmpinarea lor. Iată că vă așteptam deja, a spus ea cu bucurie. Invitatându-i în casă, Olga a început să se miște repede. Ca să servească masa. Anatolie l-a privit atent pe băiat în ochi. După care a decis să vorbească despre principalul lucru. Andrei, avem o conversație serioasă. Cum vezi tu faptul că noi doi cu Olga vom fi părinții tăi? Adevărat. Sunt de acord. A strigat fericit băiatul și a sărit de pe canapea. Alergând la bărbat, îmbrățișându-le strâns de gât. Olga, auzind strigătul lui Andrei. S-a întors la masă și a surprins această scenă emoționantă. Dacă v-a plăcut povestea, vă rog să mă susțineți cu un like și un comentariu. Pentru voi este un singur gest simplu. Dar pentru mine este extrem de important. Mulțumesc și vă doresc tot binele!